La mănăstirea Hadâmbu din județul Iași a fost oficiată duminică 9 aprilie 2023 taina Sfântului Maslu de către Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. Slujba din ziua în care Biserica Ortodoxă a serbat intrarea Domnului în Ierusalim a fost săvârșită de către Preasfinția sa împreună cu un sobor de preoți și diaconi, în prezența a peste 1000 de pelerini din mai multe părți ale țării. Oamenii s-au rugat împreună atât pentru sănătatea sufletească, cât și pentru cea trupească și au ascultat cu evlavie textele din cadrul tainei rostite de către slujitorii Sfântului Altar în incinta străvechii așezări monahale închinate Maicii Domnului. Zahee, coboară-te de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Unule milostive și iubitorule de oameni, căruia îți pare rău de răutățile noastre, cel ce știi că gândul omului este plecat spre cele rele din tinerețile lui. Cine tată, tatăl, ci cu mâna ta cea puternică și tare, le află în această sfântă evanghelie, pe care slujitorii ce împreună cu mine o țin deschisă pe capul robilor tăi, fraților noștri ce sunt de față. Ieromonahul Arsenie Ștefan, slujitor la mănăstirea Hadâmbu, a fost proherisit protosinghel de către părintele episcop Nichifor Botoșăneanul. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, împărate cel mai înainte de veci, păstorule cel bun, începătorul al turmei cele cuvântătoare, cel ce ți-ai pus sufletul pentru oile tale și ai zis, unde vor fi doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu în mijloc. Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Iașilor a ținut un cuvânt în care a subliniat importanța întăririi în credința în Mântuitorul Hristos. Începem săptămâna patimilor, dar cu Duminica Floriilor suntem și noi împărtășind bucuria pe care a avut-o poporul de a cunoaște pe Domnul Hristos. Deși era împărțire între ei, unii îl așteptau ca împărat și vedeau în minunile lui Dumnezeu pe cel trimis doar să-i libereze pe popor de jugul romanilor, alții însă îl vedeau ca unsul lui Dumnezeu, ca Hristos. De cum a mărturisit Sfântul Apostol Petru, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Femeia samarineancă însăși, când Domnul i s-a descoperit, arăta că ea însăși era în așteptarea ca mulți din popor în așteptarea lui Mesia cel adevărat. Așteptăm pe Hristosul, El ne va învăța pe noi toate. Eu sunt Cel ce vorbesc cu tine. Și a primit cuvântul și l-a vestit multora. Mulți din popor aveau conștiința aceasta că este Hristos Cel așteptat. Noi acum nu mai credem asta, ci știm că este așa. Pentru că atâtea semne a pus Dumnezeu în mijlocul nostru. Și cu această știință și cu această credință mărturisim în nădejdea ca să primim și noi fericirea pe care Domnul a vestit-o Sfântului Apostol Petru. Cine spun oamenii că sunt eu? Unii spun că ești Ilie, alții Ieremia, alții unul dintre proroci. Dar voi, cine spuneți că sunt eu? Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Fericit ești tu, Simone, fiul lui Iona,
că nu trup și sânge ți-au descoperit acestea, ci Tatăl meu cel din cer. Această fericire să o punem și noi la inimă, iubiți credincioși, pentru că cu acest gând întâmpinăm pe Domnul în Duminica Floriilor, cu acest gând postim, cu acest gând venim și la Sfântul Maslu, mărturisindu-L ca vindecător, mărturisind că semnele pe care le-am văzut, le-am crezut și vor lucra și noi înșine. Pentru că Dumnezeu lucrează până la sfârșitul veacului, înaintea tuturor celor ce cred, încât înaintea sărbătorilor Paștelui și această slujbă a Sfântului Maslu. Ne rugăm să ne fie de întărire în această credință și de înnoirea sufletelor noastre și ca să fim sănătoși, dar nu doar ca să fim sănătoși, ci ca să fim puternici în daul pe care îl mărturisim, puternici de a lucra doar binele și adevărul. Pentru că bucuria vieții stă în a avea o conștiință curată. Nimic nu este mai silnic, spunea Sfântul Maxim Mărturisitorul, decât o conștiință care te acuză. Și nimic mai slobozitor și mai mânghietor decât o conștiință care te acuză. Vă mulțumesc că împreună cu noi ați împărtășit bucuria acestei slujbe cu credință, cu răbdare și bucurie. În cadrul slujbei a fost chirotesit protosinghel Părintele Arsenie, Părinte pe care mulți îl cunoașteți, Părinte care își duce slujirea de ani de zile cu râvnă, cu dragoste și cu credință. Și pentru aceasta, această rugăciune liturgică este un semn al binecuvântării în al Preasfințitului Părinte Teofan, pentru dânsul, pentru această mănăstire, pentru Părintele Nicodim, dar și pentru dumneavoastră toți oftea lărgită a acestei mănăstiri, pentru că în toată această slujire vrem să împlinim gândul Domnului, gândul pe care mărturisim și noi la fiecare slujbă, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Amin. Să fiți binecuvântați și sănătoși, să vă dăruiască Dumnezeu sărbători fericite. O săptămână cu bună roadă și sărbători cu pace și să ne dea Domnul pace în lume. Să fiți sănătoși! Arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu, a mulțumit preasfinției sale, preoților și credincioșilor pentru că s-au rugat împreună în cadrul tainei Sfântului Maslu. Cât de frumos le așează și le rândește bunul milostivul Dumnezeu pe toate. Mă reîntorc miercuri mari, ce vreme era aici și astăzi este aici Sfântul Soare, prin prezența preasfinților noștri în echipă și în ultimul rând, deci trebuie să recunoaște că ne-am dorit și ne dorim de fiecare dată această slujbă care de folos ne este nouă tuturor. Preasfinția voastră, cât am să trăiesc, să-mi ajungă ani, rog pe Bunul Dumnezeu să ne ajungă ani, să și vă pot mulțumi. Dar vă mulțumesc în numele tuturor credincioșilor, nu ușor vă este, dar de fiecare dată veniți cu aceeași strâmbă, cu aceeași dragoste să ne slujiți. Și vă mulțumim că această cale, preasfinția voastră, pentru binecuvântările arhierești, pentru cuvântul rostit atât de cu mult târg. Vă mulțumim și în ultimul rând mulțumim în altă Sfântul nostru, Părinte Mitropolit, că a aprobat să fie Părintele Arsenie Protosinghel. Vă mulțumesc încă o dată, preasfinția voastră, și în ultimul rând credincioșilor care sunt podoaba bisericii și eu asemenea, ca și preasfințitul, vă doresc sărbători frumoase, liniștite, binecuvântate și să ne bucurăm și să iertăm totul pentru învierea lui Hristos.